Bine de știut, Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat și cele aproximativ 196 de milioane de lei bani destinați achitării indemnizațiilor pentru familiile cu copii, notează bizlov.md. Potrivit sursei citate, din suma dată vor fi achitate compensațiile de maternitate, cele paternale și cea unică la nașterea copilului. De asemenea, s-au transferat bani și pentru indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, precum și cea pentru creșterea micuțului până la 3 ani, fie că este vorba de unul sau de mai mulți născuți dintr-o singură sarcină. Menționăm că de aceste compensații urmează să beneficieze circa 91.650 de persoane. Totodată au fost efectuate și transferurile pentru celelalte 14 prestații sociale, cum ar fi compensații, alocații, ajutor social, ajutorul pentru șomaj, ajutorul pentru perioada rece a anului. În acest sens, Casa Națională îndeamnă beneficiarii de prestații sociale să ridice de la oficiile poștale mijloacele bănești care li se cuvin până la sfârșitul fiecărei luni.